astăzi vom decora toată casa de asta de Crăciun. Deci să începem, zic să... Dar să face așa. Astăzi o să decorăm casa de Crăciun. Și de exemplu. Ivinca, poți să aduci tu paharul cu apă? Da. Păi asta e, eu am mult de la pictura asta, da. Eu pictez aici, acum aici cu culori acrilice. Va fi mai multe părți din asta, deja am făcut vreo două părți. Da, cred că am făcut. Cred că l-am și postat pe YouTube, spune. Cred că da. Cred. Că da. Cred. Amuzant. Trebuie să o aștept pe verișoara mea, Ilinca. I-L-Y-N-K-A, căutați-o pe YouTube. Să aduc paharul cu apă. Să scrieți în comentarii ce film îți place vouă. Mie îmi plac foarte multe. Mireasa mea, Mireasa doamnă. Persoana la... Mireasa moartă. Minionii. Ignorați că nu am asta. SpongeBob. Na, am New One, mă ușor ăla de ăsta. New Eyes. Squid Game. Vă scrieți comentarii ce scrieți. A, dar voi dacă a zis ziua Sfântului Andrei, dacă vă cheamă pe cineva Andrei care vă uitați la videoclipurile mele, eu vă zic la mulți ani, chiar și dacă nu vă cunosc, la mulți ani și da, la mulți ani. Hei, Ilinca! Trebuie să... Păi nu mai am pictura. Aici avem un bilețe care scrie. Ilinca, atunci tu iei niște hârtii și faci niște de alea. Da, decorați-vă ghirlande. Ghirlande. Ghirlande face Ilinca, ghirlande. Și, dar vreau să vă arăt ce decorațiune cute avem. Pe care o să o punem. Ilinca se cam copiază după Cocolipsi. Ba dacă zici cute de fiecare dată când e ceva foarte ciudat, foarte ceva interesant. Nu este cute, este doar interesant. Nu este drăguț. Nu credeți că verișoara mea se copiază după Cocolipsi? Să-mi scrieți în comentarii dacă știți ce e aia. Care că știți? Nu fac nimic. Nu. Bine. Să-mi iau papucul de pe jos. Asta e un moment de zăpadă. Reșeara mea vorbește pe aici. În videoclipurile ei. Opa. Aici. Și mai avem o lumânărică în formă de moș Crăciun. Pe care o să o punem pe biroul meu. Acum mi-e plin. Aici e biroul meu. Mai des. Și ce lucruri mai sunt de Crăciun? Ia, ca să vă arăt ceva de Crăciun. Ia, uitați. Fetița asta. Cântă de... lângă crucea. Și de puțin cam pe filmare cam colorat aici cu albastru de numai așa. Partea asta și în partea asta va fi de iarnă. Lângă Moș Crăciun. Deci vara și iarnă. Și casa asta de marcat. Aici. Puneți-o. Așa. Stai să... Uite, încă ceva foarte. Aici. Lumânări. Ca să vor aprinde de pe televizor.
Nu. Și mai avem ceva. Aici. O căsuță de Crăciun. Da. Da. Mă duc să aduc niște foi ca să fac decorație. Bun, acum s-a gândit Irinca să înceapă să-și aducă foile. Eu deja am început de foarte mult timp. Oricum nu e concurs, dar totuși trebuia să înceapă mai devreme. Pur și simplu, tot timpul ăsta a arătat casa sau, mă rog, alte chestii. Se aude televizorul la cinema. Cred că se uită la antena la cinema. And the last eye of the dragon was the flame of the fight, passing up to the heavens above Rava. And the last most rival was the light to the end. Eye of the tiger. Am adus foile. Și-a adus foile pentru mă apuc. Abia acum te-ai apucat? Da. Păi ce ai făcut până acum? Am arătat decorațiile. Păi nu trebuia. Le vedeau pe parcurs. Am avut foarte că... Nu știu unde să rezem camera. Bun, acum, în sfârșit, am terminat partea de vară. Acum trebuie să mai fac una, cea de iarnă. Care va fi cu cerul albastru închis. Rezem, uite. Unde să rezem? Ia, asta nu trebuie mie. Te loc. Uite așa. Încă face loc acolo să... Încă face loc acolo să facă. Așa. Am făcut. Ne trebuie un creion cel și eu avem. Aici. Și hai să începem. Se numește creion grafic. Prima decorațiune o să fie un om de zăpadă. De când filmez? De 7 minute. Bun. Și eu tot de 7 minute filmez. Eu filmez de mai mult timp decât tine. Așa, morcov. Acum să-mi fac, colorez printre copaci. Ce interesant e omul. Doamne ferește, ce om de zbă. Ignorați-l. Nici nu cred că-l văd. Așa arată. Nu prea știi din ca să deseneze. Ba da, știu. Ba da, ba da, știi, nu știu. Trebuie să recunoști, Lenca, îmi pare da. Ba da. Apa mea e pur și simplu albastră. Dacă vă întrebați cu ce culori, cu ce fel de culori desenez eu acum, e cu... desenez cu acrilice. Bun. Abia aștept să filmăm pentru Crăciun, începând cu 1 decembrie. Da, de mâine filmăm chestia Crăciun. Deși de 1 decembrie, de 1 decembrie noi vom pleca la noi acasă, tot o să filmăm și de la noi de acasă chestii de Crăciun și chestii. Și de fiecare dată când o să o văd pe Ilinca și o să am telefonul, acolo o să fac sigur un videoclip cu ea. Și cred că și ea la fel. Da. Avem aici... Hai să facem cu această carioca roșie. Just ca... Ce zâmbăreț e. Oh my god. Foaia mea se pare că pur și simplu s-a undulat foaia de la vopsea. Avem nevoie de un portocaliu. Portocaliu se duce cel mai greu.
Am eu un highlighter portocaliu acolo. Deci dacă îl găsești. Bine. Am găsit roșu. Nu mai roșu. Pentru nas îți trebuie portocaliu, nu știi? Da. Am găsit highlighter roz. Culoarea mea preferată e negru cu roșu. E negru și roșu. Roșu, roșu. Roșu e culoarea mea preferată. Împreună cu gri și negru. Am și puțin alb. Și turcoaz. Și turcoaz. Mai fain. Turcoaz. Cred că am găsit un portocaliu. Hai la Let's go, l-a găsit pe meu. O să vă arăt rezultatul. Am terminat-o mult de zăpadă. Uite, cam atât. O să încheie episodul aici. Nu uitați să apăsați butonul de like pentru alte episoade ca acestea. Să ne mai scrieți în comentarii. Iar noi ne vedem data viitoare. Pa! Și la fel și la mine. Sper că v-a plăcut videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, uitați să apăsați butonul de like. Stați să vă arăt ce a ieșit. Deși nu s-a uscat, uitați asta. Într-o parte e mai negru și într-o parte e mai albastru. Nu prea se observă pe filmare. Dar, mă rog. Și sper că v-a plăcut videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, uitați să apăsați butonul de like. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!